Cristian Bui câte un prim război în instant cu Gabriela Firea. Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, l-a chemat în instant pe liderul PNL bucureti, Cristian Bui, într-un proces de calomnie. Judectoria sectorului 1 a respins ca neîntemeiat solicitarea Gabrielei Firea, informează un comunicat de presă al celor de la PNL. Judectoria sectorului 1 a respins ca neîntemeiat chemarea mea în judecat de către doamna primar general pe motiv de calomnie, ca urmare a declarațiilor în care spuneam ce ceea ce susține administrația PSD Firea pentru sistemul de transport taxi din București este ambramburit, îmbuxit de exemple de proast practic, de care bucuretenii s-au săturat pene peste cap. Cred în continuare ce ambramburea și lipsa de judecat sunt caracteristicile esențiale ale acțiunilor administrației PSD Firea nu doar în ceea ce privește subliniere de transportul, ci în general în tot ceea ce este esențial pentru București subliniere de trafic, infrastructură, termoficare. Cred că ceea ce face administrația PSD în București sublinierea în cele ase sectoare este o spoial, nu gândire administrativ, subliniere e un haos vesel, care va cine București sublinierea blocat. Pentru mine subliniere pentru PNL, singura concluzie, după decizia instanței, este ce vom avea critici mai dure sublinierei mai directe fa de ceea ce face PS Dragnea Firea în administrația capitalei, arată un comunicat de presă al PNL.